Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi este așa un filmuleț mai special, pentru că implică foarte multe trăiri și foarte multe sentimente. Și multe dintre aceste trăiri sunt de acum 10 ani, dar am reușit să le înțeleg în timp. Și poate și ăsta este motivul pentru care îmi doresc foarte mult să fac acest filmuleț. Ca să nu mai spun că vreau să fie așa și ca un fel de comemorare a celor 10 ani pe care Claudița i-ar fi împlinit. Dacă ar fi fost totul bine sau dacă așa îi era rânduit. Claudița s-a născut în data de 4 aprilie 2014. A fost primul copil din familia noastră. Dacă nu ne știți istoria, o să fac așa un mic rezumat. Am aflat că va fi bolnăvioară din săptămâna 24 de sarcină. Am sperat și ne-am rugat să fie bine. Din păcate nu a fost, s-a născut în data de 4 aprilie 2014 la 34 de săptămâni și jumătate, a fost o cezariană programată. Multă lume spunea că data ei de naștere este una specială, 4-a-4-a-14. Eu nu am ales data aceasta ca fiind una specială. Pentru mine niciuna nu era specială. Mi-ar fi plăcut să se nască atunci când ar fi fost momentul potrivit pentru ea sau momentul mai potrivit. Ea avea data probabilă a nașterii, 12 mai. Însă, la recomandarea medicilor, am născut mai repede prin cezariană și am ales data de 4-a-4-a pentru că a fost ultima zi pe care o aveam la dispoziție. Era într-o vineri și am avut săptămâna aceea la dispoziție să mă hotărâsc în ce zi îmi doresc și am ales ultima zi pe care mi-au oferit-o, pe care mi-au dat-o ca variantă și așa s-a nimerit să fie data de 4-a-4-a-2014, nu pentru altceva. Acum, dacă ar fi să aleg, nu cred că aș mai accepta cezariana programată. Aș lăsa să evolueze sarcina și să se nască la momentul hotărât sau ales de ea. Mi-a părut rău că am ales cezariana programată și nu pentru cezariana, adică cezariana aș repeta-o, nu ar fi asta o problemă. Dar mi-am dat seama că și mi-au spus și ei, de fapt, și am văzut și eu ulterior că, deși mi-au recomandat să nasc mai repede prin cezariană, nu aveau neapărat un plan anume sau nu știau nici ei exact dacă o să fie mai bine sau nu o să fie mai bine. Și am regretat faptul acesta pentru că, văzând în special prima lună din viață în care încă putea să stea în burtică, câte analize s-au făcut și cât a stat sub lampă și cât mi s-a părut mie că a fost de chinuită și așa, mă gândeam că i-ar fi fost mult mai bine în burtică decât afară. Și chiar în ziua cezarienei, dimineața, cu câteva minute înainte de a intra în operație, mi-au spus că ei nu-mi garantează că o să fie mai bine dacă nasc prin cezariană, nu garantează că o să fie vreun plus față de nașterea hotărâtă de copil, adică când ar fi nașterea naturală. Și dacă vreau, pot să mă răzgândesc. Și îmi pare rău că nu m-am răzgândit, că mi-au dat ocazia asta, dar cred că
na, neînțelegând exact ce se întâmplă, fiind toată situația atât de confuză, am ales să merg mai departe atunci cu nașterea. Mi-era teamă ca nu cumva să se întâmple ceva pe parcursul sarcinii și să regret că n-am ales nașterea prin cezărean. Au fost așa mai multe lucruri și timp destul de puțin ca să le las să se așeze. Și poate undeva îmi și doream să se nască, îmi doream să o cunosc, îmi doream să pot să o țin în brațe. Și da, așa s-a întâmplat să fie data de 4 aprilie. Nu știu când s-ar fi născut, dacă s-ar fi născut în data de 12 mai, dar cel mai probabil s-ar fi născut cândva la începutul lunii mai, dacă lăsam nașterea să se declanșeze în mod natural. Și un alt lucru care m-a deranjat atunci, dar m-a bucurat ulterior, a fost nașterea prin cezariană. Atunci simțeam că nu e lucrul potrivit, că nu așa mi-am dorit, nu așa mi-am imaginat să fie nașterea. Erau așa lucruri foarte multe și foarte confuze în capul meu. Dar în special, de când nu mai avem pe Claudia și deja sunt mai bine de 5 ani, de când nu mai avem pe Claudia, m-am bucurat că s-a născut prin cezariană și că nașterea ei a lăsat un semn pe corpul meu, un semn pe care îl port mereu cu mine. Și da, m-am bucurat că s-a întâmplat, că am ceva în continuare. Da, asta este un subiect așa mai emoționant, dar chiar m-am bucurat că a lăsat un semn, un semn vizibil, un semn care nu se poate nega. Cum spuneam, a fost o perioadă foarte frumoasă cât am avut-o și nu-mi vine să cred că au trecut 10 ani de când s-a născut și mai bine de 5 ani de când nu avem. Deci, practic, jumătate, mai bine de jumătate din acești 10 ani nu i-am petrecut împreună. Aș minți dacă nu n-aș recunoaște că mi-aș fi dorit să o am alături. Dar, pe de altă parte, înțeleg faptul că ar fi fost un gest egoist din partea mea să îmi doresc lucrul acesta, pentru că ei este mult mai bine acum, chiar dacă nu este cu noi. Și ar fi fost egoist din partea mea să-mi doresc să o am în continuare în situația în care era. Bineînțeles că sănătoasă nici nu se pune problema. Mi-aș fi dorit să fie sănătoasă. Mi-e dor. Mi-e foarte dor. Și am zis că am rămas fără lacrimi zilele astea, dar se pare că încă mai am, că tocmai am așteptat să treacă ziua ei, tocmai să nu mai am lacrimi, dar mai am. Mă gândesc foarte des cum ar fi fost, cum ar fi arătat, în special cum ar fi fost sănătoasă. Dar rămân doar cu lucrurile pe care mi le imaginez. De visat am visat-o de foarte puține ori. Și nu pot să spun că am visat-o sănătoasă, dar am visat-o mai bine decât era ea atunci când o aveam alături de noi. Pentru că am visat-o și vorbind, dar asta de mult. Nu prea mi se întâmplă să o visez în general, nu prea mi se întâmplă să visez lucruri și să le țin minte, probabil și din cauza că noaptea mă trezesc de multe ori și atunci e greu să visez sau să înțelegi ce visez dacă te trezești de foarte multe ori noaptea. Însă
mi-am dorit și am cerut lucrul acesta în rugăciune, să o visez și să o visez sănătoasă. Chiar dacă ar fi să nu țin minte. Și nu știu dacă am visat-o pentru că nu țin minte, dar sunt zile în care, sau dimineți, în care mă trezesc altfel. Mai veselă, mai optimistă și este foarte posibil să o fi visat. Un alt lucru la care am renunțat de ceva timp încoace, pentru că pur și simplu nu mai puteam și mi se părea deja prea mult să tot stau să povestesc de fiecare dată și să explic de fiecare dată și nu voiam să... M-am săturat așa de situațiile alea așa în care oamenii nu știau ce să spună sau li se făcea milă de mine sau pur și simplu nu doream lucrul acela și atunci când mă întreabă lumea câți copii am, am renunțat să o mai pun la socoteală. La început mi se părea nedrept lucrul acesta față de ea și mă durea și mi-era greu să fac lucrul ăsta pentru că, indiferent ce a fost și cum a fost, ea este și va rămâne în continuare copilul nostru. A fost primul nostru copil, cu ea am învățat și m-am descoperit ca mamă și atunci mi se părea nedrept să, pur și simplu, ca și cum aș șterge-o de pe listă. Și totuși, de ce am ales să fac lucrul acesta? Pentru că în momentul în care lumea ne întreba, da, câți copilași aveți? Și spuneam câți copilași avem. Vai, și cum vă descurcați cu atâția copii? Că era și David sau nu era și David? Na, cum vă descurcați cu 4 copii? Cum vă descurcați cu 5 copii? Și era așa greu, pentru că trebuia după aia să clarific că știți că, de fapt, în momentul ăsta nu mai avem 4 copii sau nu mai avem 5 copii pentru că s-a întâmplat așa și așa și mi-era greu așa să dau mereu explicații și să justific, dar nici nu voiam să se înțeleagă că avem mai mulți copii acasă decât avem de fapt și să spună, vai, felicitări, dar cum vă descurcați, dar nu e greu cu 5 copii, da? Și atunci nu știam ce variantă să o aleg, să las oamenii să creadă că avem 5 copii acasă și că ne descurcăm cu 5 copii acasă sau pur și simplu să spun că avem 4 copii și atât. Să nu se continue oarecum discuția, nu știu. Nu știu dacă procedez corect, însă este ceea ce mi se pare mie cel mai în regulă pentru a nu se continua discuția mai mult decât este cazul și a nu lăsa să se creadă că suntem așa niște super părinți care ne descurcăm cu 5 copii. Deocamdată nu este cazul, din păcate nu am avut niciodată să-i avem pe toți în același timp. Așa le vorbim copiilor despre Claudița în continuare, ne uităm la filmulețele mai vechi și atât de mult mă bucur că am făcut filmulețe în perioada ce am făcut foarte multe filmulețe în ultimii ani. E adevărat că am făcut mult mai puține vloguri, dar mă bucur că avem multe filmulețe din perioada aceea și cu bune și cu rele, pentru că avem tendința să uităm și bunele și relele câteodată și ne face bine așa să putem să ne uităm în urmă, să vadă și copiii, să-și aducă aminte, pentru că oricum erau mici. Melissa avea 3 ani și jumătate, Daniel avea 1 an și jumătate, nu țin ei foarte multe minte din perioada respectivă și atunci filmulețele ne ajută tare mult. Și un lucru care mi se pare așa interesant este că, deși Felix n-a apucat să o cunoască, într-adevăr eram însărcinată când am pierdut-o pe Claudia,
Dar Felix a născut la 5 luni și jumătate, cam așa, după ce am pierdut-o pe Claudița. Și totuși, el este singurul dintre copilași, mă refer, care în fiecare seară, la rugăciune, își aduce aminte de Claudia și mulțumește pentru o Claudia frumoasă. Și lucrul acesta mă bucură foarte mult. Într-adevăr, avem poze cu ea peste tot, ne uităm la filmulețe, dar mă surprinde așa cum pentru el este foarte vie amintirea Claudiei. Și bineînțeles, Felix fiind primul care mulțumește seara la rugăciune, pentru că să nu fie ceartă, am luat de la cel mai mic la cel mai mare. David deocamdată nu vorbește și atunci Felix este primul care mulțumește la rugăciune și el dă startul. Și atunci le aduce aminte și celorlalți, ca să spunem așa. Dar dacă se întâmplă să fie într-o altă ordine, ceilalți este posibil să o mai omită pe Claudia din listă, dar Felix niciodată. Așa, când ai multe de făcut, timpul trece, dar sunt în continuare acele zile mai sensibile, acele zile mai speciale. Uneori se întâmplă să nu fie nici, să nu fie neapărat o zi mai specială, dar dorul să apese foarte, foarte tare. Și atunci plângem, ne descărcăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a fost și pentru ceea ce avem în acest moment și mergem mai departe. Cred că este singura soluție, singura variantă, nu prea sunt multe variante decât să accepți și să încerci să mergi mai departe, chiar dacă e greu, să te bucuri în continuare de lucrurile frumoase pe care le ai și niciodată să nu te compari cu alții, cu ce au alții, cum au alții. Pentru că, nu știu, eu cred că toți avem o încercare a noastră. Oricât de roz ni s-ar părea la un moment dat viața cuiva privită din exterior și poate am fi tentați să ne dorim să fim în locul lor, e posibil să nu putem duce crucea pe care o au ei de dus. Și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta. Și din momentul acela am spus că niciodată nu voi mai dori ceea ce au alții. Sau, și nu spun lucrul ăsta așa la a dori în sensul de a invidia, ci pur și simplu așa a dori în sensul că ți se pare că e bine și frumos cum au ei și că sunt mai liniștiți, că nu au probleme și că na, ce bine o duc sau ce viață faină au. Nu știi când se schimbă situația și atunci cel mai bine este să nu-ți dorești situația nimănui, să mulțumești pentru situația în care ești și să ceri biruință și să te rogi să poți să duci tu lucrurile pe care le-ai dedus. Și poate voi vorbi vreodată și despre situații de genul acesta în care am crezut că e mai bine în curtea vecinului, dar dacă mi-ar fi fost dat să trăiesc ce a trăit vecinul, n-aș fi putut, poate. Sau mi-ar fi fost mult mai greu. Una peste alta, nu știu unde au trecut 10 ani, nu știu cum au fost nici acei 5 ani, parcă au fost un vis. Pe de altă parte, parcă de când nu mai avem pe Claudia, trăim așa într-o lume paralelă. Poate și din cauza că, vrând nevrând, o situație de genul acesta te schimbă, te dezechilibrează. Știu că în perioada de început sau în perioada imediat de după ce am pierdut-o pe Claudia, mi-a fost foarte greu și din puterea pe care simțeam că o am când o aveam pe Claudia și pe care Claudia mi-o dădea, deci puterea pe care mi-o dădea Claudia de a face diverse lucruri și având mereu așa lucruri de făcut, programări, comenzi, tot felul de chestii așa pentru Claudia, dintr-o dată să mă trezesc așa fără
nu știu, poate mai bine de jumătate din lucrurile pe care le aveam de făcut, m-am simțit dintr-o dată fără un scop, inutilă, fără să-mi găsesc locul și mai ales așa foarte foarte temătoare, foarte parcă mi-era frică mereu așa să nu se întâmple ceva și cu ceilalți copii. Acum am depășit situația, bineînțeles, tot cred că sunt puțin mai grijulie decât ar fi normal, puțin mai precaută, adică sunt situații așa în care mă panichez și mă sperii așa când și încerc să previn multe lucruri, dar atunci știu că în perioada eram așa foarte, foarte speriată. Poate și din cauza că nu doream să mai trec prin durerea aia sau nu cred că aș mai putea face față la o asemenea durere. Dar am depășit, acel moment, acum sunt puțin mai relaxată și, bineînțeles, ajută foarte mult rugăciunea și de mulțumire că sunt bine și sunt sănătoși și de încredințare în grija Domnului, pentru că până la urmă, oricât i-am păzit noi acasă, dar la școală, la grădiniță și chiar și acasă, până la urmă se pot întâmpla atâtea lucruri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că îi păzește. Da, nu știu. Cam asta cred că am vrut așa să stau să povestesc cu voi. Sunt recunoscătoare și mulțumitoare și pentru acești 10 ani de când sunt mamă și pentru acești 35 de ani care mi-au fost dați până în momentul acesta și vă mulțumesc și vouă că sunteți alături de noi de atâția ani, că ne urmăriți. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor.